Jucătorul echipei FC Botoșani, Raul Costin, a declarat marți că este convins că gruparea botoșeneană va învinge la Tbilisi și se va califica în faza următoare a Ligii Europa, informează Mediafax. Sunt convins că putem câștiga la Tbilisi, mergem determinați și cu atitudine și vom face un joc mult mai bun decât cel de acasă. Sunt sigur că vom câștiga la cel puțin 2 goluri diferență. Georgienii nu m-au impresionat cu absolut nimic, au dat un gol norocos. Noi am controlat meciul de la un capăt la altul, dar nu am reușit să câștigăm. Vrem să ne calificăm mai departe. Mijlocașul formației botoșenene a precizat că și-ar dori să câștige un trofeu în acest sezon. Cred că FC Botoșani este o echipă foarte bună, cu un staff tehnic bine pregătit și foarte ambițios, cu jucători foarte buni. Îmi doresc în primul rând să ne calificăm mai departe în Liga Europa, să intrăm în play-off-ul campionatului și să câștigăm și o cupă. Eu am jucat până acum 2 finale pe care le-am pierdut. Vreau să câștig și eu ocupăm. Săptămâna trecută, FC Botoșani a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1 cu formația georgiană Țimvali în prima manșă a turului întâi preliminar al Ligii Europa, acesta fiind debutul formației moldovene în cupele Europa. Meciul retur este programat joi de la ora 19.